Stimați jurnaliști, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Așa cum știți, șeful forțelor terestre ale armatei SUA, generalul James C. McCampbell, însoțit de șeful forțelor terestre ale armatei SUA dislocate în Europa, generalul locotenent Christopher G. Cavoli, se află în vizită oficială în România în perioada 7-9 august la invitația șefului statului major al forțelor terestre ale României, generalul major Iulian Berdilă. La finalul discuțiilor purtate de delegația forțelor terestre americane cu ministrul apărării naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și cu conducerea ministerului, șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, și șeful forțelor terestre ale SUA, general McCampbell, vor face scurte declarații de presă. Am rezervat pentru final timp și pentru câteva întrebări. Adresez pentru început rugămintea generalului Daniel Petrescu să ne prezinte concluziile acestei întâlniri. Mulțumesc! Domnilor generali, doamnelor și domnilor, aș dori să încep prin a ura din nou bun venit la București domnului general James McCampbell, șeful statului major al forțelor terestre americane, și domnului general locotenent Christopher Cavoli, comandantul forțelor terestre americane dislocate în Europa. Cooperarea noastră cu Statele Unite ale Americii este excepțională. Statele Unite reprezintă partenerul strategic cel mai important al României. Acest fapt este confirmat și de noua strategie națională de apărare, document aprobat recent de Parlament și document care ne asigură nouă militarilor direcțiile pentru planificarea acțiunilor viitoare. Tocmai am finalizat o rundă de discuții excelente care a confirmat trendul ascendent al cooperării noastre. Statele Unite ne oferă un sprijin constant în procesul de adaptare a forțelor armate române în vederea îndeplinirii cu succes a misiunilor ce ne revin într-un mediu de securitate complex și dinamic în regiunea Mării Negre. Am agreat împreună că trebuie să consolidăm ritmul de cooperare pe direcții concrete și aș aminti aici necesitatea de a continua programul ambițios de exerciții pe care îl avem, atât în format bilateral, cât și în format aliat și multinațional. Angajamentul Statelor Unite ale Americii în regiune este de o importanță deosebită și reprezintă un factor esențial în sprijinul consolidării securității pe segmentul sudic al flancului estic al Alianței. Trebuie să continuăm să implementăm împreună o serie de măsuri pentru descurajare și apărare și în regiunea Mării Negre, similar cu măsurile implementate, planificate și implementate în regiunea Mării Baltice. Susținem totodată relevanța dezvoltării infrastructurii necesare, atât pentru a găzdui trupe americane și aliate, cât și pentru a primi întăriri, și pentru aceasta facem eforturi atât proprii din fonduri naționale, cât și folosim fondurile comune NATO sau fondurile inițiativei europene pentru descurajare. Și se cuvine să menționez aici proiectul multianual de dezvoltare a bazei de la Mihail Cogălnicianu, proiect pe care îl desfășurăm în coordonare și în completare cu investițiile pe care forțele terestre ale Statelor Unite ale Americii le realizează în această bază. Am primit cu interes declarația recentă a secretarului american al apărării, domnul Mark Esper, cu privire la reconfigurarea posturii forțelor americane în Europa, în sprijinul consolidării posturii de descurajare și asigurării aliaților de la flancul estic. Salutăm intenția de a suplimenta efortul SUA în sprijinul securității la Marea Neagră, printr-o prezență rotațională continuă. După cum a subliniat și președintele Klaus Iohannis, militarii americani sunt oricând bineveniți în România. Înțelegem că trebuie să continuăm, să contribuim, să ne îndeplinim angajamentele și responsabilitățile și aceasta înseamnă să continuăm să alocăm resursele necesare pentru apărare. În momentul actual, Armata României continuă amplu proces de transformare, modernizare, de adaptare la provocările noului mediu geostrategic. La nivelul statului major al apărării am realizat o proiecție care să asigură o dezvoltare sustenabilă și eficientă pentru forțele noastre. Suntem încrezători că planurile ambițioase pe care le avem vor conduce
la o modernizare la nivelul tuturor categoriilor de forțe și suntem încrezători că putem să susținem și prin resurse ritmul acestei modernizări. Și aș vrea să menționez aici, în context, faptul că foarte curând, în dotarea forțelor armate ale României, vor intra două sisteme foarte moderne, folosite și de forțele americane, sistemele HIMARS și Patriot, România devenind astăzi primul aliat de la flancul estic care va utiliza aceste sisteme. Acestea sunt chestiunile pe care am dorit să vi le spun la început. Îl voi ruga acum pe domnul general McConville să ia cuvântul, nu înainte de a-i mulțumi încă o dată pentru prezența domniei sale la București. Domnule general. Thank you. Thank you. Well, good afternoon, and what I'd like to do is thank Minister of Defense Shuka, Lieutenant General Prestescu, Major General Berdila, and Ambassador Zuckerman for taking the time to meet with us today. Earlier this week, we announced the establishment of the United States Army's 5th Corps Forward Command Post in Poland as part of our repositioning of ground forces in Europe. Also in line with Secretary Esper's recent announcements, we are planning to rotate more forces through the Black Sea region, with Romania in particular. This symbolizes our continued commitment to a strong Europe. As Secretary Esper articulated, the Black Sea region is critical to the overall security and defense of Europe. Romania is a key ally of the United States and NATO. We are honored to have strong allies like Romania, who have fought alongside us in Iraq and continue to fight alongside with us in Afghanistan. And today we discuss the significance of our relationship and the importance of strengthening our military cooperation. Romanian land forces and the United States Army have a long history of working together to address some of the world's most pressing security challenges. American soldiers regularly train alongside our Romanian allies to strengthen our combined readiness, and they are doing so even as we speak. Our collective training strengthens regional security by enhancing our interoperability and combined capabilities. Together, we are prepared to respond when needed here in the critical Black Sea region, across Europe, and throughout the world. Close cooperation with strong allies like Romania is essential to our shared security interests. Our shared sense of purpose will enable the U.S.-Romanian military-to-military relationship to remain strong. We look forward to being part of it. Thank you. Stimați colegi jurnaliști, vom deschide acum sesiunea de întrebări și răspunsuri. Nu avem, din păcate, foarte mult timp la dispoziție, de aceea vă rog să încercăm să ne încadrăm în două întrebări. Vă rog să vă prezentați, să indicați cărui oficial doriți să adresați întrebarea dumneavoastră. Vă rog. Bună ziua, Florentina Peia de la Agenția Națională de Presă, Agerpres. Aș dori să-i pun o întrebare oficialului american. Câți militari americani urmează să fie dislocați suplimentar în România și unde anume? Well, thank you for that question. Then one of the purposes of this visit to get with the Minister of Defense, to get with the senior general officers in the Romanian military forces and have that discussion and to determine where the best locations would be. Our Secretary of Defense has said that we're going to increase our rotations into the area. And the purpose of this visit is to come and work very closely with our partners to determine those numbers and those places. Domnul Purcaru, vă rog. Bună ziua, Cătălin Purcaru, Radio România Actualități. Pentru domnul general McConville, am o întrebare. Recent la Sibiu a fost constituit comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est al NATO și aș vrea să vă întreb cum vor sprijini militarii americani această structură de comandă-control. Mulțumesc.
Yes, and what we'll be doing is next year we'll be doing a major exercise, and part of that exercise we'll be working with the command and control capabilities, and we will work interoperability. We'll advise and assist, and we'll bring those capabilities in partnership to that exercise and to that relationship. Aș putea adăuga aici, dacă îmi permiteți, acest comandament pe care tocmai l-am stabilit și probabil ați fost la CINCU când am declarat constituirea și președintele a acordat drapelul de luptă comandantului, este o structură foarte importantă pentru noi, o structură care va da coerență procesului de comandă și control la flancul estic al Alianței, în zona noastră, în zona Mării Negre. Avem experiența constituirii comandamentului Brigăzii Multinaționale și al comandamentului multinațional de divizie sud-est. Aș spune că Statele Unite sprijină deja acest comandament pentru că este un comandament NATO, va fi activat de către Consiliul Nord-Atlantic. Statele Unite participă cu personal la comandamentul diviziei multinaționale și sprijină acțiunile Brigăzii Multinaționale. Anul viitor intenționăm, printr-un exercițiu foarte complex, împreună cu US Army Europe, mentorship-ul pe care îl primim de la Corpul NATO de Reacție Rapidă, ARC, și participarea comandamentului nostru de corp de armată, să declarăm capacitatea operațională inițială a acestui comandament. Din păcate, timpul nostru a expirat, va trebui să ne oprim aici. Mulțumim, domnilor generali, mulțumim și noastră, stimați colegi jurnaliști, pentru participare. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Thank you, John. Thank you. Excellent. Put my mask on. Now we can go back to the habits with. We'll get these on. With the mask. I think we have a good meeting, and I'm looking forward for tonight. Yeah, absolutely. That'd be good. Yeah. Okay.